cei care participă la proiectul nostru Dă un leu pentru Brașovul meu sunt 15 studenți de la Facultatea de Construcții din cadrul Universității Transilvania și 9 elevi de la Liceul de Artă, clasa 12 Arhitectură, împreună cu, desigur, cu profesorii coordonatori. Ce fac ei practic aici? Ei fac un atelier practic, deci efectiv învață despre materialele tradiționale și despre tehnicile de folosire a materialelor tradiționale în reabilitarea clădirilor, structurilor istorice. Să-mi spuneți cât de important e faptul că acest zid se reabilitează așa cum trebuie și nu ne-ați arătat la un moment dat v-ați făcut cu betoane. Cum e? Da. E extraordinar atât pentru oraș cât și pentru acești tineri. În primul rând că ei fac o activitate practică care foarte rar au ocazia să o desfășoare în cadrul universității, sub îndrumarea unui expert în recondiționare ziduri istorice. Asta e bun, bine pentru tinerii noștri, iar pentru oraș, pentru că va fi un prim exemplu de zonă reabilitată a peretelui, care este monument clasă A, cu speranța că după acest prim exemplu se va extinde recondiționarea pe tot zidul cetății Brașovului. Zidul va fi mai puternic, mai rezistent, va avea nevoie de mai puțină întreținere.